Acesta este serviciul de închidere a acestei zile de convenție și va fi un serviciu de vesper condus de fratele Tom Gilbert. Titlul este O inimă ca a lui Isus. Mulțumesc, frate. Bună după masa, fraților. Vă aducem salutările din sudul Wisconsinului, de la adunarea din sudul Wisconsinului. Ne adunăm și online și sunt și frați care ni se alătură din Michigan. O inimă ca lui Isus este ceea ce vrem să vă împărtășim astăzi și știm că în Biblie, ca și în limbajul nostru obișnuit, inima este considerată a fi locul unde se află personalitatea, emoțiile, caracterul, gândurile și valorile noastre. Fiind organul central al existenței noastre de zi cu zi, ea este văzută ca fiind centrul caracterului și al personalității noastre. Luca 6 cu 45 spune: Omul bun scoate lucruri bune din viseria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din viseria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Inima este considerată de asemenea locul în care gândim și facem planuri. Psalmul 140, versetele 1 și 2 spun: Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi, păzește-mă de oamenii asupritori care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să ațâțe războiul. În această seară dorim să luăm în considerare inima Domnului nostru Isus. Care sunt caracterul și valorile inimii lui Isus? Care au fost gândurile și valorile sale care l-au determinat să spună ceea ce a spus și să acționeze în felul în care a acționat? Intercalate cu gândurile noastre, vom cânta câteva cântări despre Isus. Este posibil ca unele dintre ele să fie pentru voi, să fie noi pentru voi, deoarece nu sunt incluse în cartea noastră de cântări. Isus a putut să înfrunte și să treacă prin experiențele sale datorită tăriei inimii sale, a valorilor și a caracterului care erau centrul identității sale. Cum ar fi dacă, pentru o zi, Isus ar lua locul tău și ar trăi viața ta? Ar observa familia ta o diferență în tine? Prietenii tăi de la școală sau colegii de muncă ar observa o diferență de orice fel? Ar detecta prietenii tăi o atitudine diferită? Dușmanii tăi ar primi mai multă milă? Ți-ar fi starea de spirit mai bună? Ai fi mai lent la mânie, mai încet la mânie? Cât ar fi de diferită viața ta dacă inima și mintea lui Isus ar locui în tine? Și totuși, acesta nu este doar o poveste fantastică. Așa ar trebui să fie realitatea dacă suntem discipoli ai lui Isus. Filipeni 2 cu 5 spune: Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și 1 Ioan 4 cu 17 spune: Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Așa ar trebui să fim. Cu toții am auzit expresia: trebuie să-ți schimbi inima. Ei bine, de asta avem nevoie cu toții. Ca ucenici ai lui Isus, înțelegem că lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră este cea de a ne transforma inima pentru a deveni asemenea lui Isus. Iată ce le-a scris Apostolul Pavel fraților din Efes despre această transformare. Efeseni 4, versetele de la 17 la 32.
Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și Pavel a scris în Romani 8:29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Și acum vom cânta cântarea 166 din cartea de cântări în engleză. Iubirea lui Iisus toată divină.
Yes, Jesus had a Da, loving avem heart. nevoie ca dragostea We lui need the love Isus of să ne Jesus. umple inimile. Avem mărturii clare în Scripturi că Isus avea o inimă foarte iubitoare, la fel ca Tatăl Său. În timp ce se aduna cu ucenicii săi în ultima noapte petrecută cu ei, Ioan consemnează în Ioan 13 cu 1. Înainte de praznicul Paștilor, Isus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Spre sfârșitul capitolului 13, Ioan consemnează noua poruncă a lui Isus pentru ucenicii săi, aceea de a se iubi unii pe alții. Ioan 13, de la 34 la 35, se spune: Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Toți oamenii vor ști că suntem ucenicii lui Isus, dacă nu numai că ne iubim noi unii pe alții, ci iubim și pe ei, pe cei din lume. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat viața singurului său fiu pentru a salva omenirea. Isus a iubit atât de mult lumea încât și-a dat de bunăvoie viața pentru a salva omenirea de păcat și moarte. El a petrecut peste 3 decenii umblând prin noroiul și mocirile păcatului nostru și totuși a văzut suficientă frumusețe în noi pentru a muri pentru greșelile noastre. În inimile noastre trebuie să avem aceeași iubire, aceeași pasiune pentru salvarea umanității în împărăție. Dacă această iubire, această pasiune există, îi vom trata pe semenii noștri cu dragoste și acum, în prezent. Există mai multe relatări în Evanghelie despre un om care a venit la Isus și l-a întrebat ce trebuie să facă pentru a moșteni viața veșnică. Prefer relatarea din Evanghelia lui Marcu pentru că include un detaliu care nu se regăsește în celelalte relatări. Voi evidenția acest detaliu în citirea mea. Marcu 10, 17 la 22. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Tu te devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în ceri. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Trebuie să copiem iubirea lui Isus în inimile noastre, așa cum ne spune Apostolul Petru, în 1 Petru 1,22. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima. Inima lui Isus era de asemenea umilă. În Matei 11, 28 la 30 citim: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. În Filipeni avem acest text foarte cunoscut în capitolul 2, versetele de la 5 la 8. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Isus și-a demonstrat umilința în asumarea rolului de servitor atunci când a spălat picioarele ucenicilor săi în ultima lor noapte împreună. Citim în Ioan 13, 12 la 17. După ce le-a spălat picioarele, le-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți căci sunt. Dar dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Trebuie să copiem umilința lui Isus. Umilința este probabil fundamentul tuturor celorlalte virtuți creștine. Cu toate acestea, mulți oameni au o înțelegere greșită a smereniei, echivalând-o cu autodeprecierea sau avea o părere proastă despre tine însăți. Mai exact, o descriere foarte bună a smereniei este următoarea. Umilința nu înseamnă să gândești puțin despre tine, ci să te gândești mai puțin la tine însuți. Umilința înseamnă a te gândi la ceilalți și la nevoile lor. Astfel, spălarea picioarelor ucenicilor de către Isus este un exemplu puternic al umilinței sale. Petru are următoarea încurajare pentru noi. În 1 Petru 5, 5 și 6. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Psalmul 51 cu 17 spune: Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, Dumnezeule. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Și acum, cu gândul la umilința lui Hristos, vom cânta următoarea cântare. Iisus, gândul la tine.
Jesus's heart. Inima lui Isus era curată. Evrei 7:26 spune: și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Fără pată aici înseamnă lipsit de contaminare. În 1 Ioan 3:5 citim: și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Inimile noastre, desigur, nu sunt pure sau nepătate. Suntem contaminați de păcat. Dar, ca ucenici ai lui Isus, suntem chemați să ne străduim, să ne purificăm inimile și mințile. Psalmul 24, 3 la 4 spune: cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. În prima scrisoare a lui Pavel către Timotei citim, în 1 Timotei 1:5: ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. În a doua scrisoare către Timotei, el spune: fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și bineînțeles că ne place versetul din Matei 5:8, care spune: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Iisus avea o inimă plină de compasiune. Compasiunea necesită ca o persoană să fie orientată spre exterior sau spre alții, așa cum a fost cazul Domnului nostru Iisus. Compasiunea ne cere să uităm de nevoile noastre imediate, de propriile noastre necazuri și să ne îndreptăm atenția și energia către nevoile celorlalți. În această privință, compasiunea se aseamănă foarte mult cu umilința. De fapt, o persoană trebuie să fie umilă pentru a putea fi plină de compasiune. În Matei 15, de la 29 la 38, citim: Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei, s-a suit pe munte și a așezut jos acolo. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-a pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că mulți vorbesc, că muții vorbesc, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umble și orbi văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânz ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ucenicii au zis: de unde să luăm noi în pustiul acesta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei, și puțin peștișori. Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișori și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițe de firimituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Când citim în Luca 7 relatarea despre învierea singurului fiu al văduvei din Nain, ne putem oare imagina compasiunea lui Iisus față de ea? Citim în Luca 7. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: nu plânge.
Apoi s-a apropiat și s-a atins de graclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Cred că Iisus nu numai că a simțit compasiune pentru femeie, dar și-a putut imagina bucuria ei atunci când îi va fi readus la viață singurul ei fiu. Compasiunea l-a făcut pe Iisus să plângă atunci când a văzut durerea Mariei, a Martei și a prieteniilor lui Lazar. Știm ce spune în Ioan 11. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Din cauza compasiunii sale, Iisus a fost mișcat să se atingă de cei de neatins, cum ar fi cei care suferiau de lepră. Matei 8, versetele de la 1 la 4 spun: când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau să fii curățat. Îndată a fost curățată lepra lui. Apoi Iisus i-a zis, vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Cât timp credeți că trecuse de când acest om nu mai fusese atins de nimeni? Compasiunea lui Isus l-a determinat să facă lucruri pe care alții nu le-ar fi făcut. Suntem noi dispuși să ne împrietenim, să le slujim celor care nu pot fi atinși în societatea noastră de astăzi? Isus a murit pentru a-i salva. Avem vreun motiv întemeiat să ne ferim de ei? Sau arătăm același tip de dragoste și compasiune ca și Isus? Ni se spune în 1 Petru 3 cu 8, încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. În Coloseni 3 cu 12, citim, astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Trebuie să avem o inimă plină de compasiune, ca și Isus. Isus a avut de asemenea o inimă iertătoare. El a înțeles perfect faptul că iertarea păcatelor era esențială în planul Tatălui Său, planul de răscumpărare și restabilire. Cunoaștem bine cu toții parabola despre cei doi datornici din Matei 18. Un servitor avea o datorie foarte mare față de stăpânul său. Acesta a căzut în genunchi și a cerut mai mult timp pentru a achita datoria. Stăpânul a avut milă de el și i-a iertat datoria. Apoi, același slujitor a plecat și a întâlnit un alt servitor care era dator cu o sumă comparativ mică. Al doilea servitor a cerut la rândul lui mai mult timp pentru a-și plăti datoria. Primul servitor nu a acceptat cererea colegului său și a cerut ca acesta să fie aruncat în închisoare până când datoria va fi plătită. Când stăpânul a aflat acest lucru, a chemat înapoi pe primul slujitor, a restabilit datoria iertată anterior și l-a predat temnicerilor pentru a fi pedepsit până când datoria va fi plătită. Apoi Iisus ne dă o lecție puternică și inconfundabilă. În versetul 35.
Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. El a repetat această lecție de multe ori. În Luca 6:37 ni se spune: nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Cât de greu i-a fost lui Isus să-l ierte pe Petru? El știa dinainte că Petru va nega că îl cunoaște. De fapt, cred că nu a fost atât de greu pentru Isus. Datorită dragostei sale profunde pentru cei 12 ucenici ai săi, Isus este întotdeauna gata să ne ierte și să ne curețe, așa cum i-a spălat picioarele ucenicilor săi. Pasajul din 1 Ioan, capitolul 1, versetele de la 7 la 9, ne spune: dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Este un citat al lui Max Lucado, care spune: măreția aranjamentului lui Dumnezeu și al exemplului lui Isus este că povara construirii podului iertării cade pe cel puternic și nu pe cel slab. Cel nevinovat este cel care acționează. Și el mai spune de asemenea: relațiile nu prosperă pentru că cei vinovați sunt pedepsiți, ci pentru că cei nevinovați sunt milostivi. Cel nevinovat trebuie să ierte. Coloseni 3:13 spune: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Trebuie să dezvoltăm o inimă iertătoare ca a lui Isus. El ne-a învățat să ne rugăm: iartă-ne nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Isus nu a păcătuit, dar totuși a plătit pediapsa pentru păcatele noastre, pentru ca noi să putem avea darul vieții, viața veșnică. Cineva a scris: Isus a plătit o datorie pe care nu o avea, pentru că noi aveam o datorie pe care nu o puteam plăti. Cât de profund îl iubim pentru actul său de sacrificiu și milă față de noi. Vom cânta cântarea Iisus al meu, eu te iubesc.
Cei mai mulți dintre noi au dificultăți în a rămâne calmi în mijlocul tulburărilor și al haosului. Isus a putut să doarmă într-o barcă cu ucenicii săi în timpul unei furtuni violente. Valurile au bătut peste barcă. Discipolii săi au intrat în panică și au strigat: Învățătorule, nu-ți pasă dacă ne necăm? Isus avea o inimă liniștită. Când a fost provocat de liderii religioși evrei, el nu s-a mâniat. Isus avea o inimă pașnică. Pavel ne spune în Coloseni 3 cu 15: Pacea lui Hristos să domnească în inimile voastre. Și în Roman 12, 18 și 19: Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preaiubiților, să nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: Răzbunarea este a mea, eu vă răsplăti, zice Domnul. Efeseni 4, 2 și 3 spune: Cu toată smerenia și blândeția, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cum putem avea inimi pașnice ca Isus? În același mod în care a făcut-o Isus, printr-o comuniune spirituală constantă cu Dumnezeu. Isaia ne spune în Isaia 26 cu 3: Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Să căutăm să avem o inimă liniștită ca Isus. Cineva a spus: O doamnă care a umblat 35 de kilometri ca să promoveze pacea. I-a spus: Când îți găsești pacea în tine însuți, devii genul de persoană care poate trăi în pace cu ceilalți. Toți ar trebui să ne străduim să găsim această pace, pacea lui Isus în inimile noastre, ca să putem trăi în pace cu ceilalți. Inima lui Isus era hotărâtă. Isus avea o înțelegere foarte clară a scopului vieții sale și putea să-l exprime cu precizie. Evangheliile consemnează declarațiile sale. Ioan 6, 38 la 40. Căci m-am coborât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. În Luca 19 cu 10 citim: Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Matei 20, 26 la 28. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie rob, pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. El a rămas concentrat pe acest scop, urmând planul tatălui său și dându-și viața pentru a răscumpăra omenirea păcătoasă. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă de asemenea descrieri clare ale scopului nostru ca discipoli ai Fiului Său. 1 Petru, capitolul 2. Vezi, voi însă sunteți o seminție aliasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Efeseni 2 cu 10 spune: Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Matei, capitolul 28. Citim: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și un alt pasaj preferat
Din 2 Corinteni, capitolul 5. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Și aș putea să adaug că noi putem să practicăm asta acum, în timpul prezent. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Apostolul Pavel explică faptul că el era foarte concentrat asupra scopului său ca ucenic al lui Isus. El este un exemplu foarte bun pentru noi. După cum citim în Filipeni 3, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Fie ca și noi să avem un scop clar în inimile noastre și un angajament puternic al inimii de a aduce laudă lui Dumnezeu, de a fi slujitori ai reconcilierii, făcând bine tuturor și demonstrând calitatea de ucenici prin exemplul nostru de iubire față de ceilalți. Și vom cânta cântarea Aș prefera să-L am pe Iisus.
Trebuie să-L dorim pe Isus mai mult decât orice ne oferă lumea. Trebuie să ne străduim să avem o inimă ca a lui Isus, o inimă iubitoare, umilă, pură, plină de compasiune, iertătoare, pașnică și, cu un scop precis. El ne-a spus în Matei 6. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Putem dezvolta o inimă ca a lui Isus dacă îl avem ca însoțitor constant. Trebuie să medităm la ceea ce ne-a învățat și la modul în care a acționat. La ce a spus, viața lui trebuie să ne ofere un punct focal pentru a decide ce facem și ce spunem. Apostolul Pavel ne-a dat această încurajare în Evrei 12, versetele 1 și 2. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Vom încheia cu cântarea 161A în engleză. Mai aproape, tot mai aproape, aproape de inima ta. Și aceasta va încheia serviciul nostru din această seară.
Fratele Tom ne va conduce în rugăciune și va cere o binecuvântare pentru cină. Și apoi ne vom așeza pentru câteva anunțuri, frații din Chicago de la convenție.